O nouă infracțiune devine la modă la noi. Românii cu frică de vaccinare mituiesc medicii de familie ca să le dea un certificat fals. Medicii din Timișoara au observat acest fenomen. În spitale au ajuns mulți infectați cu COVID, deși aveau certificate de vaccinare. Medicii de la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș presupun că nu toți pacienții au primit de fapt serul. Poliția a deschis un dosar penal in rem pentru fals intelectual și zădărnicirea combaterii bolilor. Medicii de familie sunt suspectați că ei declară că au vaccinat pacientul, în general cu o singură doză, deși nu s-a întâmplat așa ceva. Și în Alba sunt astfel de suspiciuni. Pe internet au apărut anunțuri și cu prețul de 100 de lei pentru o vaccinare falsă. Ministerul Sănătății vrea să bage 7 milioane de euro în tichete de masă pentru vaccinați. Un vaccinat complet ar primi un tichet de 100 de lei. În octombrie, ministrul Sănătății spune că vrea să organizeze și o loterie cu premii totale în valoare de 3 milioane de lei. Oamenii sunt neîncrezători. Sau de fapt da, și neîncrederea tot vine dintr-o teamă. Frica de a nu se îmbolnăvi cu altceva. Și preferă să se îmbolnăvească mai degrabă de COVID decât de alte... Și de fapt se îmbolnăvește de o frică generalizată. Ceea ce nu este sănătos. Devine o neîncredere atât în autorități, cât și în cei care și să avem încredere doar în bârfele de pe internet, avem nevoie ca comunicarea să fie empatică, să fie aproape de oameni, să putem vorbi la inima oamenilor. Să nu folosim doar date, cele mai multe hotărâri noi le luăm pe bază de emoție. Oamenii nu au încredere doar în date oficiale și doar în studiile făcute undeva prin Anglia, care mai apoi vedem că sunt sau nu sunt. Și iată, avem din nou o problemă de încredere, pentru că omul de acasă nici nu mai știe în cine să se încreadă. În politicieni, în medici, în cine ar putea omul să... Omul de acasă, de fapt, nu are încredere în nimeni. Asta păi este rezultatul la ceea ce s-a tot întâmplat în ultimii 30 de ani. Uite, avem reperul ăsta 90. Ca să completez ce ai spus, o declarație de la Marius Tucăie mai devreme, Valeriu Gheorghiță spune așa: sunt fenomene extrem de neplăcute, incompatibile, este o muncă pe care toți colegii au făcut-o. Ne plângem că populația nu mai are încredere în medici pentru o sumă modică, facem un act nejustificat. Sunt persoane care își falsifică certificatele de vaccinare. Au fost 376 de adeverințe cu suspiciuni de fals. Deci cumva treaba asta pe care tu ai spus-o cu vaccinarea, vaccinul la chiuvetă, ăla, da, injectat în gol, așa, e de fapt vaccinarea la plic. E un fenomen pe care românii deja, cu care românii s-au obișnuit, să te duci la medic și să vaccinezi ceva în plic și plicul să-l vaccinezi în buzunarul medicului. E un fenomen care s-a tot întâmplat. Faptul că ajungem în momentul ăsta și lumea nu are încredere în medici, nu are încredere în politicieni, cu atât mai puțin, e doar un rezultat. Și mă gândeam la un lucru. Toată campania asta la televizor a fost o campanie de vaccinare făcută exclusiv la televizor. Nu a fost o campanie făcută la modul ăsta, televizorul, să spună Valeriu Gheorghiță, să spună du-te și întreabă-ți medicul dacă trebuie să te vaccinezi. Mi s-ar fi părut mult mai sănătoasă campania asta decât să vină tot felul de politicieni, figuri mai puțin, mai mult sau mai puțin populare, să spună mergi și vaccinează-te. Nu, du-te și vorbește cu medicul tău și vezi dacă trebuie să te vaccinezi. Și apoi toți medicii, medicul de familie, cel mai apropiat de omul de rând, toți medicii de familie ar fi trebuit strânși și educați cumva, sau lor să li se explice de ce vaccinul este bun și de ce oamenii trebuie să se vaccineze. Dar uite că e o fractură din asta. Tu despre ce vorbești? Vorbești despre o campanie coordonată. Ei trebuiau să aibă un mesaj comun sau cel puțin să ajungă la un numitor comun ca să fie convingători. Ori asta ar fi însemnat o campanie internă de comunicare la nivelul medicilor de familie și a medicilor în general, inclusiv a celor care se află în centre de imunizare, astfel încât toată lumea să vorbească pe aceeași voce. Da, da, ori dacă tu nu te-ai ocupat de asta, există riscul să întâlnești oameni medici sceptici care îți vor spune e alegerea ta. Dar nu doar la noi. Nu doar la noi. E un fenomen în toată lumea. Eu nu spun că la noi comunicarea nu a fost bună, că nu se pricep politicienii să facă o strategie de comunicare. Asta e mai puțin important. Nu a fost coordonată nicăieri și comunicarea peste tot în lume a fost făcută la televizor și pe net. Oamenii politici
spunându-le celor de acasă, mergeți și vaccinați-vă. Sigur că în spatele acestui îndemn este un lucru cât se poate de sănătos în aceste condiții, în această situație de pandemie în care suntem, dar mesajul în felul ăsta nu ajunge la tot omul. Și aici vedem diferențele. Cum arată Europa, de fapt, vedem diferențele între vest și est. Vedem în zona asta de Europa unde oamenii nu au încredere, nu au încredere în politician că i-a furat 30 de ani, n-au încredere în medic că le-a luat și ultima sută de lei din buzunare atunci când a fost nevoie, și omul de rând respectă medicul și îi dă cu plăcere banii ăia în plic atunci când are nevoie, dar după ce trece problema îl și înjură. Nu sunt de acord și aici trebuie, ce ar trebui să se întâmple, ar fi o delimitare clară între medicii care acceptă această șpagă punându-ne, desigur, viețile în pericol și medicii care știu să-și facă treaba bine. Nu aici ne lipsește această delimitare între medicii buni care își fac treaba și cei care fentează legea. Asta de ce? Pentru că avem descoperite 300 și ceva de adeverințe pentru care n-am văzut că a plătit cineva. Există aceste suspiciuni de adeverințe false încă din luna iulie. Au fost descoperite primele. Ce s-a întâmplat? S-a făcut o anchetă în REM. Nu, vreau să văd cine a pus aceste adeverințe în circulație și să văd că plătește. Pentru că eu ca medic, eu dacă aș fi medic, m-aș revolta foarte tare pentru că această pată ajunge pe obrazul tuturor în loc să ajungă pe pata lui X, Y, Z care s-a ocupat de aceste fraude. Da, mă, dar treaba asta e veche. Oamenii ăștia care așteptau plicul ca să-și facă treaba, ăștia n-au fost scoși din sistem, nimeni n-a avut interesul să-i scoată pe oamenii ăștia din sistem. În momentul în care un medic îți eliberează pentru o ciorbă să primească și el un ciubuc, îți eliberează o adeverință fără să te vaccineze, deci încalcă legea într-un moment în care pentru așa ceva se face și pușcărie, omul ăla e un șpăgar de clasă mondială, știi? Un șpăgar cu un istoric foarte bogat. Păi dacă ajungi în momentul ăsta și ceri niște bani ca să dai adeverință de vaccinare. Păi dacă nu-i scoți pe oamenii ăștia din sistem, iată, va suferi toată lumea. Vor suferi și medicii că, iată, trec prin această criză de încredere și vor suferi și eu ca pacient pentru că voi zice, băi, nu mai am încredere în acest sistem. Nu mă voi mai duce la spital. Topurile în ceea ce privește piedicile pe care le au oamenii în privința accesului la spital și servicii medicale arată așa, pe primul loc, de ce le e teamă oamenilor să ajungă la spital, pentru că au o relație defectuoasă cu personalul medical, apoi vin problemele de infrastructură și corupția, da? Dar iată, pe primul loc este relația medic-pacient. Ori de ce n-am vrea noi să vindecăm această relație medic-pacient prin a elimina din sistem acești oameni care ne fac un deserviciu? Și revin la ceea ce am spus inițial. O să vedem în raportări aceste persoane care, iată, figurează cu adeverințe de vaccinare, care ajung la terapie intensivă și omul de acasă va zice, ia uite, s-a imunizat și a ajuns la terapie intensivă. Noi riscăm să punem și mai tare în pericol campania de vaccinare, pentru că și așa încrederea în vaccin este scăzută, atât le mai trebuie celor care oricum erau convinși că nu vor să se imunizeze, să afle că sunt foarte mulți dintre cei care s-au imunizat fictiv, care ajung în spital. Vorbeam cu un prieten medic din generația noastră așa, și îmi spunea de fenomenul ăsta al șpăgilor din spitale, mai puțin răspândit în generația lui. Ar spunea că oamenii, mai ales cei mai înaintați în vârstă, sunt atât de convinși că așa funcționează treaba, că dacă ajungi la spital trebuie să dai niște bani, încât dacă nu primești banii, se supără omul pe tine și spune că ai ceva cu el, tu ca medic, și nu vrei să-l vindeci. Hai să vorbim despre fenomen cu invitatul nostru, cu Victor Miron, tot din generația noastră, așa, tot medic. Fenomenul ăsta de vaccin la buzunar, așa, la plic, care s-a tot practicat și se tot practică în continuare în spitale. Și cum ți se pare situația asta, uite, cu medici de familie care primează niște bani și eliberează certificate de vaccinare false? În primul rând, aș zice că pacienții aceștia care apelează la astfel de certificate false, de fapt, își fură singurii căciula, conform unui proverb românesc.
ei se bucură că obțin o adeverință, un certificat de vaccinare cu care pot să circule liber prin toată Europa, prin toate țările, fără restricții, sau pot să intre în mall-uri, în restaurante și așa mai departe. Însă vedem că dacă se vor îmbolnăvi, vor face forme severe și riscă să ajungă la terapie intensivă, deși nu au crezut nici în boală și nici în, nici în vaccinare. Nu zic că nu există încă medici în sistem care mai iau șpăgi sau care mai primesc diferite plicuri, însă exact așa cum spuneai, generația tânără din care fac parte de medici aproape că a renunțat la această practică și ar trebui învățați și pacienții să renunțe în a mai da. Și într-adevăr aveai dreptate când spuneai că pacientul uneori te privește cu suspiciune dacă îți întinde un plic și nu-l primești. Cred că campania aceasta de vaccinare a fost într-adevăr puțin grăbită, dar a fost grăbită din cauza contextului mondial în care ne aflam. Pandemia și numărul de infectări era în creștere, erau foarte mulți pacienți internați în spital, spitalele erau supraaglomerate, terapia intensivă era supraaglomerată și atunci s-a pornit această campanie de vaccinare, într-adevăr, foarte mult pe televizor și în mediul online. Poate că medicii din provincie, medicii de familie, nu au avut acces la informație suficient ca să împărtășească pacienților date cu privire la eficacitate și la siguranța vaccinului și atunci mulți pacienți au fost reticenți în a se vaccina. Observam acum într-un studiu recent că majoritatea pacienților se temeau de vaccinare pentru că nu știau care ar fi efectele adverse și tocmai de asta le era teamă. Și tot circula această idee de vaccin cu ARN mesager care îți intră în celulă, îți modifică ADN-ul celular și îți face mutații și așa mai departe. Noi trebuie să știm că deși vaccinul a fost pus într-o perioadă scurtă de timp pe piață, tehnica aceasta ARN-ului mesager e de fapt știută de mulți ani. Ea era pregătită pentru alte vaccinuri, pentru dezvoltarea de alte opțiuni terapeutice, însă s-a pliat foarte bine pe obținerea vaccinului anti-SARS-CoV-2. Victor, cum îți explici fenomenul ăsta? Că da. Uite, în domeniul tău, vin părinți la tine, da, cu copii mici și te întreabă: trebuie să fac toate vaccinurile din schemă, trebuie să fac și vaccinurile opționale, rotavirus și așa mai departe. Și tu îi spui da sau nu. Omul te crede. Tu îi spui da, fă-i vaccinul. Și omul spune ok, hai să facem vaccinul copilului. Asta e o treabă, da? Când vorbim de vaccinuri. Apoi, când vorbim de vaccinuri anticovid, vin 1000 de medici și de cercetători și de specialiști și spun vaccinați-vă. Vaccinul e în regulă, e bun, e singura armă cu care ne putem lupta cu pandemia. Și oamenii vedem că sunt reticenți, 70 ceva la sută dintre români nu se vaccinează. Da, nu se vaccinează tocmai pentru că informațiile care au ajuns la ei nu sunt suficiente și au apărut și curentele acestea care sunt cumva dinainte de apariția vaccinului, că nu există pandemie, că nu există de fapt virusul, că totul este un scenare. Și atunci românii, neavând informația de prima dată clarificată, nu știu exact ce să mai creadă. Și bun, dar dacă ne uităm comparativ cu alte state, că mă gândesc că partea aceasta de fake news a circulat în toată lumea, nu suntem doar noi victimele, noi românii. Și cu toate astea, în alte state există procente de vaccinare de 50-60%, în România e doar 27%. Unde am greșit?
E greu de zis unde s-a greșit cu adevărat. Într-adevăr, a existat poate o problemă de comunicare și eu cred că noi medicii, per total, nu de la centru, ci noi medicii, cei care lucrăm în spitale, în cabinete cu pacienții, poate nu am comunicat suficient. Cred că pacientul de fiecare dată când venea la noi sau dacă apela la noi pentru o opinie medicală, trebuia să explicăm exact care este problema cu acest COVID și care este problema cu vaccinarea și să ne susținem aceste afirmații cu date din studii, nu doar cu păreri personale.